Bună ziua și bun găsit, vă spunem și de această dată. Hristos a înviat pentru toți dintre noi care credem încă în Iisus Hristos și în mântuire. Vă invităm să rămâneți astăzi alături de noi. Discutăm astăzi despre sens în viață, despre unde suntem când nu suntem, despre ceea ce înseamnă acel veșnic, las că merge și așa, las că fac lucrurile mâine, las că mă bucur săptămâna viitoare sau în viitor. Discutăm despre toate acestea și multele altele cu eruditul om de cultură Nicolae Bălașa. Vă mulțumesc tare mult, domnul Bălașa, că ne sunteți alături și încep prin a vă felicita pentru diploma de onoare Miguel Cervantes pe care ați primit-o, pentru talentul literar și pentru umanismul de care dați dovadă. Iată, mulțumesc un cuvânt pe care are reverberații cu noi, cu oamenii, cu umanitatea. Da, mulțumesc mult, Hristos a înviat. Încă mai suntem sub imperiul sărbătorilor și doresc tuturor celor care ne vor asculta, inclusiv celor care sunt în preajma noastră, la mulți ani și multă sănătate, împliniri și liniște cât se poate de multă, având în vedere tot ce se întâmplă în jurul nostru, la granițele țării și, mă rog, în lume în general. Am ales pentru astăzi un eseu scris de dumneavoastră, scris la începutul acestui an, când încă nu se întâmpla ce avem astăzi la granițele țării, dar cumva ne ridica la fileu probleme pe care le-am acutizat astăzi. Despre unde suntem când nu suntem. Un titlu extrem de incitant, care cred că ar trebui să ne pună pe gânduri pe fiecare dintre noi. Da. Ca să înțelegem mai bine, sigur că o să revin asupra acestui titlu și asupra acestei expresii, fac o mică paranteză într-un interviu pentru revista Cervantes, spuneam la un moment dat, răspundeam la o întrebare, spuneam că oricât m-aș chinui să transcriu, că asta este una dintre preocupări, a fost una dintre preocupările și a rămas preocupările mele, de a cunoaște în primul rând eu foarte bine idei, ce a gândit omenirea în general, idei filozofice, sociologice, în general frământările omenirii de-a lungul veacurilor, idei care te fac să gândești mai ușor și să percepi realitățile înconjurătoare mult mai bine și mult mai limpede, spre deosebire de cei care nu le știu și cred că abia acum s-a inventat roata sau apa caldă, ca o glumă. Sigur că tot efortul meu merge până acolo unde îți trebuie puțină, n-aș zice erudiție, puțină cultură, puțină informație, încât să interpretezi, adică să știi să faci într-o oarecare măsură hermeneutică, să vezi dacă este doar un simplu joc de cuvinte sau dacă în jocul acela de cuvinte nu găsești de fapt o întreagă substanță a vieții răstălmăcită, concentrată cumva și împinsă până la conceptualizare, până la a face din ea o structură de principii în ultima instanță, pentru că dezvoltând-o sau interpretând cuvintele respective, categoric vei găsi foarte, foarte multe sensuri. Dar așa cum am zis acum câteva secunde în urmă, ca să înțelegem și sensul acestei expresii, ar trebui să fac câteva referiri la una dintre preocupările mele din ultima perioadă de timp. Evident, mi-am pus de foarte multe ori întrebarea în ce măsură noi suntem lăsați să trăim absolut toate momentele care ne pot fi date în viață să le trăim. Și sigur că prima noastră trăire este nașterea. Ne punem întrebarea, conștientizăm noi nașterea noastră, adică ne trăim propria naștere? Nu, categoric, că nu suntem încă, nu avem un sistem nervos atât de bine conturat, nu avem memoria necesară, fac o mică paranteză, de-a lungul timpului au existat două mari curente care au susținut teze contrarii, unii dintre ei au spus că mintea omului la naștere este un fel de tabula rasa, adică nu se găsește nimic în creierul uman, și un alt curent, mult mai târziu, prin secolul XIV-XV, care spun că
care spune că în mintea omului se găsește întreaga informație genetică purtată din generații în generații. Există cercetători care susțin o chestiune și mult mai împinsă spre extremă, ar susține faptul că în mintea omului, în sângele omului, există o celulă a memoriei, celulă care de fapt se găsește în organism, că s-ar deplasa cumva în interiorul sângelui, interiorul organismului pe vasele de sânge, și că ea ar fi atât începutul omului, adică partea de început, cât și partea demiurgică, adică partea de sfârșit nu doar a omului, ci a întregului univers. E, nu știu, până acum n-am găsit undeva chestiuni care să fie legate de această extrapolare, adică dacă s-a găsit ceva de o posibilitate de decriptare a acestei celule și să avem cunoștințele necesare până dincolo de veacul veacurilor, cum este expresia biblică. Deci una dintre chestiunile la care practic nu avem acces personal și doar o putem împărtăși sau o vedem de la alții este legată de naștere. Se pun o mulțime de întrebări chiar din acest moment, moment în care, sigur, conștientizând după aceea viața din jurul, în momentul în care vezi, încerci să, copil fiind, încerci să cunoști lumea din jurul tău, categoric îți pui întrebări, mulțumit sau nemulțumit de ce este cu tine sau în interiorul tău, în ce măsură ai fost întrebat în momentul în care te-ai născut. Sigur că nu te întreabă nimeni dacă te-ai născut. Vii în lume și asta este un fel de o primă lipsă de libertate, adică o primă limitare a libertății absolute spre care tindem aproape fiecare din noi. Fac aceste precizări pentru că oamenii în general din ziua de astăzi înțeleg prin libertate o formă de manifestare necondiționată, fără limite și fără să țină cont de absolut nimic din ce este în jurul lor și, în general, din lumea în care trăim, care este o lume normativizată. Chiar mă refer acum la legile scrise, legile făcute de către om, dar sunt și legi care nu au nevoie de parlamente pentru a fi validate, este vorba de legile morale, care la fel de bine pot coordona și pune la punct viața în familie, de la familie până la suprafața pământului. Sigur că la naștere nu poți să-ți alegi nici chipul, nici înălțimea, nici culoarea ochilor. Te naști într-un anumit fel și dacă în astfel te naști într-un tip de cultură, într-o limbă. Dar dacă aici și la prima vedere aveam de-a face cu o limitare asemănătoare cu cealaltă întrebare, dacă te-a întrebat cineva că te-ai născut, ai vrut să te naști, aici lucrurile se schimbă puțin. Nu-ți plac ochii cum culoarea ochilor, o culoarea ochilor tăi, sigur că te poți duce la un oftalmolog în ziua de astăzi și spune, nu știu ce, lentile de contact de o anumită culoare și categoric arăți altfel. Cum vedeți aceste aspecte? Ne-am transformat cumva și noi în mici Dumnezei? Pentru că, iată, putem să ne modificăm chiar și sub aspectul fizic? Nu sunt. Acestea sunt un fel de frustrări ale personale care nu țin de firescul uman. Dar vreau să spun că atunci când ceva totuși este limitat ca dorință a ta personală, sunt lucruri pe care nu le mai poți face sub nicio formă, adică nu le poți îndrepta, nu ai acces la o libertate absolută, dar sunt lucruri care nu-ți convin, care te îngrădesc, dar pe care le poți corecta prin intermediul tehnologiei care a apărut de-a lungul timpului, mai ales în perioada asta modernă. Vedeți foarte bine operațiile de estetică, schimbarea culorii ochilor. Sau chiar schimbarea sexului. Schimbarea sexului, mă rog, chestiuni care, din punctul meu de vedere, nu țin de o normalitate, dar sunt situații în care modificările genetice sau, hai să zicem, accidentele genetice pot să facă, să ducă la așa ceva și atunci, sigur că tehnologia, mintea omului poate interveni și poate corecta, fără a te crede cumva divinitate sau face parte din divinitate. Există aici o speculație de tip teologic în care spune că Dumnezeu lucrează prin oameni, în cazul de față medicii fiind
oamenii lui Dumnezeu, dar nu în orice situație posibilă, atunci când, repet, lucrurile sunt impuse de cauze reale și care fac ca viața celui individului respectiv să fie una normală, atunci sigur că știința, tehnologia pentru asta a fost lăsată și pentru asta a fost inventată, pentru a corecta și a veni în sprijinul omului. În situațiile în care aberante, prin care doar vrei să fii altceva decât ai fost lăsat să fii, atunci lucrurile se schimbă și categoric se schimbă nu doar în bine destinul tău, ci în sensul rău. Aș lua ca explicație o chestiune din Biblie, am și discutat-o am scris despre ea într-o anume carte, Dincolo de normalitate, că inclusiv răul personificat în Biblie, la început a fost un heruvim, se dăduse muntele Sinai, o întreagă împărăție, era un adevărat, era undeva asemănător, dar inferior, să zicem, divinității, însă prin structura ta, prin orgoliu interior, prin manifestările sale, într-un fel de frustrare că există ceva deasupra lui, faptul că nu acceptă într-o oarecare măsură acest tip de ordonare firească, dacă vreți, oriunde în lume există o ordonare, fie pe orizontală, fie pe verticală, dar mă refer în mod special la cea pe verticală. Acest heruvim spune la un moment dat, rău personificat, diavolul, spune la un moment dat că voi deveni mai bun decât tine și voi sta deasupra scaunului tău. E, chestiunea asta ce face? Îl decade în ultima instanță de la rangul de heruvim la răul întruchipat, rău aruncat în lume și sigur că îl vedem, cum să zic, într-o luptă permanentă cu binele, în care tot timpul se spune că el este înfrânt. Avem și expresia populară că mai binele poate să fie dușmanul binelui. Și iată că alergăm cu toții după mai bine. Aici și profesional, după mai și bine, financiar, și material. Depinde de sensul în care îl folosim acest mai bine. Sigur că este firesc să dorești mai binele. E o chestie de devenirea omului, dar devenirea luată în sensul pozitiv al cuvântului, exact ca și o scară spre sau o sfoară care duce la cer și undeva, imaginabil ca în Infernul lui Dante, spre centrul pământului. În măsura în care dorești mult mai bine și curs pe treptele astea exterioare, banul nu este neapărat ochiul diavolului sau ochiul dracului. El folosit într-un scop nobil, într-un scop social, în care salvezi un om de la necaz, un copil, redai viața unui copil, mă rog, multe și multe alte fapte care se pot construiește, o școală, o biserică, așezăminte pentru oamenii care sunt bolnavi și nu au un așezământ, mă rog, chestiuni care sunt în folosul omului și sunt și necesare pe deasupra, atunci banul, sigur că este pe scara asta care te urcă spre cer. Situația cealaltă, în cazul în care îl folosești în a face din el prostituția, face din el alte hoții și mai mari, în care distrugi practic viața din jurul tău, atât din punct de vedere moral, dar și din punct de vedere al ordinii sociale, atunci sigur că el te coboară și ajungi undeva în ceea ce se numește genele răului sau locurile profunde ale răului. Tot atunci, la vremea respectivă, vă spuneam că odată ce te-ai născut, sigur, viața ta însă și are un sens sau trebuie să-i dai un sens. Acum există două mari curente care spun că viața are un sens general, este vorba de sensul societății, sensul omenirii, de fapt, viața omenirii având un sens general la care tu trebuie să aderi cumva, în primul rând, la colectivitatea din care faci parte, apoi a poporului, mă rog, și de aici se vede în condițiile din ziua de astăzi că viața noastră de aici, din România, din Craiova, chiar sau de oriunde pe suprafața
țării noastre, este cumva conectată la sensul mondial al vieții, câtă vreme depindem într-un lanț dintre ăsta atât de mult de diverse resurse materiale, de foarte multe elemente care ne înlănțuie cumva în societatea de tip larg, de societatea la nivel pământesc. Pe de altă parte, există și curente care spun că sensul ți-l dai tu în sus, nu neapărat trebuie să te angrenezi la acel sens. Cert este că din cele două curente un lucru este suficient de clar. Și anume că moartea, celălalt, dacă înainte am avut la un prim pol nașterea, viața, în partea cealaltă este vorba despre moarte, la finele este vorba despre moarte, moartea este singura manifestare care îți dă într-un fel un sens al vieții, de la naștere, de la viață, de la a veni în lume până la a ieși din această lume pământească, ea fiind cea care îți creionează cumva drumul. Un drum care este niciodată reversibil, adică din care nu te poți întoarce sub nicio formă. Cel puțin în viața asta pe care o cunoaștem noi și pe care o simțim așa cum o simțim și o trăim, funcție de modalitățile în care putem trăi pe suprafața Pământului. Repet, eu prin a trăi înseamnă, văd exact în sensul lui Heidegger, de ființare, adică de a face ca ceea ce tu faci ca om să fie un fel de imanență pe pânza vremurilor tale, adică să faci ceva care să te delimiteze, să te puncteze pe tine, dar în același timp să puncteze și vremurile în care ai trăit. Să faci ceva și pentru semenii tăi. Sigur că, vedeți, la polul celălalt, la sfârșit, atunci când mori, din nou nu poți să trăiești această experiență. Deci, omul nu poate să trăiască experiența nașterii lui și nu poți trăi experiența morții tale. Poți să privești la unul care a murit. Poți să înțelegi mediat, cumva, prin explicații mediate, fie la nivel filozofic, fie la nivel social, fie la nivel la nivelul științelor medicale, fiziologic, poți să gândești în fel și chip moartea altuia, dar niciodată nu poți trăi moartea ta. Nici pe celuilalt nu o poți trăi decât cumva mediat la nivelul cunoștințelor care ne-au fost transmise de-a lungul vieții. Între cele două elemente care nu se pot trăi și nu le poți nici măcar învăța și nici măcar cunoaște, probabil că de aici și expresia din Vechiul Testament unde se spune cunoaștem în parte și propovăduim în parte, adică cunoașterea noastră este limitată, nu putem să știm mai mult decât suntem lăsați să știm și putem transmite aceste învățături tot în parte, adică atât cât a putut noi să le aflăm, le înțelegem și să le transmitem într-un sens pozitiv celorlalte generații sau semenilor noștri. Probabil că la chestia asta, dacă ne mutăm din planul teologic în planul filozofic, probabil că această chestiune se regăsește și la mitul peșterii la Platon, care spune că trăim undeva într-o lume a semi-întunericului, chiar a întunericului la un moment dat, a semi-întunericului și nu suntem capabili să ieșim la lumină pentru că nu este exclus ca această lumină să ne orbească, adică să nu putem să nu fim pregătiți pentru a cunoaște un adevăr sau adevărul absolut. Adevărul absolut, de fapt, a fost și încă rămâne dezideratul. Eu îi spun că nu este neapărat un deziderat al omului, ci drumul de asceză al omului, care este, de fapt, în fiecare din noi. Dacă spuneam mai înainte că fiecare tinde din bine în mai bine, sigur că, la fel de conștient sau inconștient, fiecare, oricât de rău ar fi și un criminal în sinea sa, tot are un drum ascetic. Nu se poate să nu conștientizeze crima pe care a făcut-o sau rău pe care l-a făcut și să încerce cumva să-și îndrepte în interior, să aibă o mustrare de conștiință încât acel rău să fie cumva nu neapărat iertat, dar conștientizat, să rămână cumva la nivelul conștiinței cât să nu se repete. Numai cei care au structuri patologice de
devin criminali în serie și nu știu ce minun. Deci, prin urmare, viața între și între naștere și moarte este acest, din punctul meu de vedere, drum ascetic, drum care înseamnă un drum, zic eu, al binelui, spre bine, bineînțeles, cu piedicile de rigoare și cu tot ceea ce ne poate împiedica, pentru că drumul ăsta nu este niciodată unul, cum să zic, presărat doar cu diamante. Mai sunt și gropi, mai sunt și obstacole, mai sunt multe, multe altele care... Important e că dacă aceste gropi sau aceste obstacole care sunt și sunt naturale, adică trebuie să nască, crești, să care ne ai sunt ce date. Să mănânci, care ne sunt date, acum sigur trebuie să fie educat, să nu știu ce... Și intervine liberul arbitru, cum tratăm aceste gropi, da, și dificultăți cum alege aceste care... chestiuni, dar păcat da, da. Este, păcatul vine sau răul vine în momentul în care gropile astea sunt făcute de către alții, adică drumul tău nu mai este un drum liber, un drum pe care trebuie să mergi, nu este drumul ăla pe care ar trebui să meargă fie omenirea în mod firesc, fie tu prin însăși voința ta, și este un drum care este tot timpul stâlcit, întortocheat, torpedos, făcut în fel și chip de către semenii tăi, de către societatea în care trăiești, de către, mă rog, multe alte chestiuni, sau chiar de către tine însuți, pentru că dacă am considera moartea ca rău absolut, adică o finalitate, pentru moarte, în primul rând trebuie să găsești ca vinovat pe tine însuți, câtă vreme ea, dacă am personifica-o cumva ca ceva care nu este palpabil, dar care o știm că există, stă după Freud, așa cumva plasată în subconștientul uman, și sigur de acolo te tot pândește și se hrănește cu ce? Cu greșelile pe care tu ca om le faci vieții. Orice este pe care o faci vieții, să zicem că ai băut într-o seară mai mult decât trebuie, în ziua următoare acea greșeală pe care ai făcut-o, mica intoxicație sau mai mare cu alcool, nu este decât hrana pentru o zi în minus pentru moarte. Adică ea se hrănește din greșelile noastre și din excesele pe care le facem. Aș vrea să ne întoarcem un pic la momentul nașterii și să vă întreb despre egalitate. Ne naștem egali? Vedem că sunt copii care se nasc în anumite medii, într-o anumită familie, cu diferențe educaționale, care se nasc poate cu diferite tipuri de probleme care nu-i pot face să devină un om absolut, să devină un om al cunoașterii. În filozofie, în științele umaniste, în special, trebuie să vorbesc nu neapărat din perspectiva științelor, ci din perspectiva mea personal, din ce gândesc eu personal, dar nu se poate să nu amintesc că inclusiv fiziologia și științele medicale spun că noi la naștere nu suntem egali. Nu ne naștem egali. Având în vedere că nici măcar ADN-ul oamenilor nu este unul asemănător, nici amprentele digitale seamănă diferit, altfel nu s-ar putea fi folosite în diverse cercetări de criminologie, de eu știu în ce situații de identificare a individului, din punctul meu de vedere, omul este, se naște la, oamenii nu se nasc egal la naștere. Sigur că sunt egali în fața vieții, în sensul că sunt egali în fața normelor vieții. Locke spune mai târziu că nimic, dar foarte târziu, pe la 1500, aproape 1600, că suntem toți egali în fața legii. Adică, ce înseamnă toți egali în fața legii? Că toți avem aceleași drepturi și că legea nu trebuie să ne discrimineze. Adică legea să nu fie discriminatorie. E de fapt și curentul societăților de tip modern, societăților deschise, care atribuie pe lângă câteva obligații care revin individului, evident, am spus, inegal la naștere, dar cu șanse egale de a se de a învăța, de a se educa, de a deveni profesionist, de a urca pe treptele sociale, astea sunt garantate de către cine? De către societatea în care te-ai născut. Adică ești egal în fața legii, iar tu, sigur, după posibilitățile pe care le ai și după aptitudini, după eforturile pe care le faci, pentru că poți să fii
cu un creier de excepție, dar dacă nu-l folosești și nu-l folosești într-un scop bun, categoric n-ai să performezi niciodată. Ori asta înseamnă oarecum sacrificiu. Sunt oameni, mai ales în ziua de astăzi, văd tineri care umblă după niște hârtii prin diverse facultăți, ia de acolo o hârtie, din partea altă o hârtie, se duc la câte o comisie, au venit și la instituția la care am lucrat eu, iar în momentul în care s-au aflat în fața unui test aproape banal despre ce ar trebui să facă în momentul în care s-a prezentat la concurs, la acea verificare, sigur că n-a depășit de nota 2-2,50, să zicem. Ori chestiunea asta îți dă de gândit ce anume îi face să nu știe. Eu am avut o experiență personală odată, predam un curs de sociologia comunicării, dacă nu mă înșel, aici la Craiova și la un moment dat și introdusasem în cursul respectiv și o chestiune de filozofia limbajului, o chestiune mai delicată, mai greu de înțeles, mai ales că mă raportam la jocurile de limbaj ale lui Wittgenstein și după ce am predat așa vreo lună de zile, studenții care erau și tineri și foarte delicați, așa, veniți după băncile liceilor, sigur că mă ascultau, era foarte multă liniște, eram uimit de așa ceva, că sunt cu minți la locul lor. După vreo lună de zile, se scoală domnișoara în picioare și îmi spune, complimentându-mă într-o oarecare măsură, zice, domnul profesor, dumneavoastră sunteți drăguți, elegant, vorbiți foarte frumos, dar noi nu înțelegem nimic. Nu știu dacă mă așteptam la asta, nici nu m-am tristat categoric. Am întrebat de ce nu înțeleg, era firesc să întreb așa ceva. Sigur că sunt oricare dintre noi, în momentul în care ajungem pe o treaptă socială sau de la o școală la alta superioară, găsim cuvinte pe care nu le înțelegem, sau, dar facem efortul, te duci la bibliotecă, faci efortul tău, tu personal, să înveți acele cuvinte și mai ales să le utilizezi într-o frază, într-un anumit context, pentru că tot Wittgenstein spune, dați-mi contextul de folosire al cuvântului și vă voi spune sensul cuvântului, apropo de jocurile de limbaj. Am făcut greșeala, nu să-i trimit la bibliotecă, să-i ajut să învețe mai repede acele cuvinte care nu le-am cerut un portofoliu de cuvinte neînțelese de mine folosite în timpul cursurilor, au venit într-o anumită perioadă, am pierdut aproape o lună de zile pentru așa ceva, însă următoarea etapă a fost aceea legată de a folosi aceste cuvinte într-o formă logică în interiorul frazelor și, bineînțeles, de a ajunge cumva la o logică a ideilor și mai ales la o logică a exprimării unor idei, pentru că nu e același lucru. Sunt chestiuni despre care, de exemplu, dacă tot l-am pomenit pe Wittgenstein, există o frază în tratatul logico-filozofic la sfârșitul acestei cărți în care spune despre ceea ce nu știm trebuie să tăcem. Ori neștiința asta are am văzut interpretări și am citit interpretări de la cele de tip pragmatic până la cele de tip metafizic. Poți să nu știi limbajul, să descoperi cum a descoperit Einstein o anumită lege extrem de importantă pentru omenire, dar el nu are limbajul necesar, sau oricare alt cercetător din ziua de astăzi descopere ceva care este extrem de important pentru omenire, însă nu există cuvintele pe care să le folosească și pentru cuvintele mai ales nu mai să exprime, ci să facă înțeles ceea ce exprimă. Pentru că tot eu susțin într-o lucrare comunicare și înțelegere că lanțul ăsta al comunicării, chiar dacă ne-am îndepărtat, o să revin la prima întrebare. Sper să-mi aduce să aminte numai să respect timpul. Că e important acel titlu. Unde suntem când nu suntem. Am uitat ideea. Despre ce vorbeam? Plecasem de la această capacitate a fiecăruia de a înțelege și de a ajunge spuneam că un act comunicațional trebuie să aibă, cel puțin susțineam de fapt într-o lucrare așa ceva, că orice act comunicațional trebuie să aibă cel puțin trei elemente, actul de comunicare ca atare, dar care nu se poate nici măcar teoretiza de sine stătător. Comunicarea este o știință interdisciplinară destul de complexă și destul de greu de analizat
ca formă interdisciplinară, mi-aduc aminte, am avut o curiozitate în timpul studiilor, am găsit vreo 1000 și ceva, după alții erau peste 1500 de definiții ale comunicării. O să vedeți că există diferențe în interiorul științelor comunicării, dar există diferențe între specialiști în același domeniu care văd comunicarea într-un mod absolut diferit. După aceea, în următoarea verigă a acestui lanț comunicațional este înțelegerea, un alt concept suficient de complicat, începând de la înțelegerea de tip teoretic până la înțelegerea practică, înțelegerea de viață. Despre înțelegere s-au ocupat extrem de mulți, dar după înțelegere există acțiunea socială. Deci dacă ai înțeles, ai comunicat, ai înțeles, obligatoriu actul comunicațional trebuie să se încheie printr-o acțiune socială. Altfel, cumva, cele trei ferici nu funcționează sau una dintre ele este lipsă și ați văzut, probabil, spunându-se în diverse situații, comunicarea a fost ratată. De ce? Pentru că una dintre verigile astea categoric lipsește sau este instabilă. Se spune că de multe ori vorbim împreună, dar ne înțelegem separat și că marile drame individuale, dar și colective ale omenirii personal, pot să pornească de la o comunicare defectuoasă și o înțelegere. Da, personal am plecat de acolo, chiar la comunicarea intrapersonală, te sfătuiești cu tine însuți despre ce fai face mâine sau... Deci chiar și în cadrul comunicării intrapersonale, dacă n-ați înțeles bine gândurile sau ideea de a face ceva pentru ziua de mâine și că... sfârșitul acestei comunicări nu se termină cel puțin cu o emoție interioară și acțiunea care va avea loc efectiv în ziua următoare, ai pierdut timpul degeaba, adică ești paramăleață care, sau ești nătăfleață care așteaptă nu știu ce paramăleață să cadă din ceruri. Da, am făcut foarte multe paranteze și cred că este cazul să ne întoarcem la începutul emisiunii, acolo unde mi-ați amintit acel titlu, Unde suntem când nu suntem. Faptul că am trecut în revistă tot ce am trecut, anea naștere, viață, sens al vieții și moarte, categoric am descris un drum al omului, un drum de care spuneam că l-am numit un drum ascetic, un drum de la bine spre mai bine în cazurile ideale, dar presărat cu acele obstacole pe care inevitabile putem le întâlnim. În timpul vieții, sigur că ne punem întrebarea, de fapt, care sunt cele mai importante obstacole? Sunt unele exterioare și care sunt cauzele, de fapt, pentru care sfârșitul nostru este, viața este limitată? Și am zis că moartea, dacă am personifica-o, ne-am găsit un loc, cum spune Freud, în subconștient, iar ea, sigur, acolo se hrănește cu greșelile noastre. Acum sunt greșeli care, repet, sunt făcute de către noi înșine, dar sunt și greșeli care sunt exterioare nouă. Cele mai multe greșeli făcute de către noi înșine sunt nenumărate, începând de la orgoliile personale până la, ce știu eu, manifestări care țin de nefiresc. Unele dintre ele sunt legate de frustrări, de ambiții care nu-și găsesc fundamentul, de chestiuni care ne depășesc cumva, de ieșirile acelea din firesc pe care le putem face fără să avem gramul de rațiune și nu doar de rațiune, ci de înțelepciune atunci când ne manifestăm ca atare. Și am văzut că omul, printre greșelile pe care face, cea mai elocventă și ca o metaforă este prezentată chiar în Biblie, acolo, unde zic eu, într-un comentariu, că face probabil cea mai mare afacere, cea mai proastă afacere din istoria sa, cu să nu credeți că povestea aia cu mărul este o metaforă, prin care te face să gândești în ce măsură mărul, pomul cunoașterii, sacrificiul, unii interpretează mușcatul din măr, sacrificiul pe care îl face pe omul pentru a cunoaște, dar în același timp, aduceți-vă aminte, am spus adineauri, sacrificiul de a deveni la fel ca Dumnezeu. Ori, tot... E un păcat să tindem să devenim cu toții Dumnezei?
Am să vă răspund cum răspunde Iisus Hristos în Noul Testament. Este singurul loc în care, dacă în Vechiul Testament se spune că cunoaștem în parte și propovăduim în parte, în Galileea, la una dintre întâlnirile publice pe care le, spre sfârșit, când se apropia să se ducă la Ierusalim, Iisus Hristos spune: fiți voi dară desăvârșiți precum Tatăl nostru din ceruri. El are un moment de o delicatețe și de generozitate ieșită din comun. El spune că omul poate să fie la fel ca Dumnezeu, dar ca să poți să fii la fel ca Dumnezeu, trebuie să faci, să respecti întocmai prototipul. Prototipul, care prototip? Pe El însuși, adică să respecti, să fii modelul, îl găsești unde? În Hristos. În momentul în care ai această putere să iubești lumea necondiționat, cum și-au iubit El apostolii, dar nu numai apostolii, toți și au, chiar și pe aia, aduceți-vă aminte ce spune pe cruce: iartă-i, Doamne, că nu știu ce fac. Deci și în acel moment, în momentul chinurilor, morții, în momentul în care nedreptatea, toate curg unele după alte, adică tot ceea ce este în stare, omul în condiții de libertate maximă, cred că devine, am scris eu undeva la un moment dat un ăsta, bestie. Am căutat să văd în ce măsură, dacă nu ești încorsetat de regulile astea exterioare, te poți manifesta. De unde atâta cruzime? De unde cruzimea, vedem pe în timpul războiului? Cruzimea chiar și în viața obișnuită. Oamenii se înjunghe între ei, se taie, se omoară, se nu știu ce. Cruzimile pe care le vedem în fiecare zi în Ucraina sunt făcute de către oameni. De mintea omului sunt făcute conștient, la comandă. Nu e o scuză. Sigur că trebuie să execuți acele comenzi. Dar stau și mă întreb ce este în capul militarilor, celor care au fost educați să ucidă în acest fel, să nu aibă gram de rațiune. Deci omul ca atare poate să fie bestie, să fie un animal de o cruzime îngrozitoare. Și scriam într-un alt articol, tot ca o paranteză, că un cercetător a luat premiul Nobel pentru medicină din Austria, a găsit analizând ferocitatea animalelor, că șobolanii sunt cele mai feroce animale de pe pământ. Dacă unul dintre ei se rătăcește și ajunge în preajma sau pe teritoriul unui alt grup, în câteva secunde, grupul acela îl sfârtecă pe cel care este singurat și care... Iar cel mai blând animal este gâsca sălbatică. Acest mare savant pune cumva omul într-un mod paradoxal la mijloc, într-un fel de combinație de gâscă sălbatică și șobolan, ca și cruzime, și din punctul meu de vedere are dreptate. Extremele se manifestă ca atare atunci când găsesc posibilitatea, dar și când pur și simplu și rațiunea, dar și trăirile sufletești, ideea de iubire pe care o transmite însuși Mântuitorul, este de cu tot o altă factură decât rațiunea tip uman. S-a demonstrat că oamenii, din punct de vedere rațional, își folosesc mintea într-o proporție de cel mult 3 până la 4%. Restul sunt cu totul și cu totul alte mecanisme care intervin în gândirea umană și mai ales în acțiunea umană. Ne folosim foarte puțin din creier și cunoaștem foarte puțin din el, nu atât cât se cunoștea în secolul trecut, la începutul secolului trecut se cunoaște mult mai mult în momentul de față, dar niciun caz în totalitate. Neurochirurgi de marcă, de savanți de talie internațională recunosc această chestiune și probabil ne mai trebuie foarte mulți ani, genetica va trebui, îi va trebui cel puțin probabil 100 de ani să ajungă la studii mult mai aprofundate și probabil că niciodată la o finalitate. Poate că aceasta este explicația pentru care mari savanți se reîntorc și la Dumnezeu și cad la pace în cele din urmă. Nu este singurul. Imaginați-vă, de exemplu, parcă v-am mai spus chestia asta. Kant este întrebat, după ce scrie toate criticile, scrie o carte, critici la rațiunea, nu critic, prelegomene, cartea se numește, adică explicații la critica rațiunii pure. Era o carte grea în epocă,
fusese foarte inspirat sau mult inspirat în mod special de către Platon în Antichitate, chiar o și recunoaște în această carte. Dacă n-ar fi fost Platon și n-ar fi fost John Locke și Hobbes care să vină cu adevărurile experimentale de tip științific, adevărurile care vin în urma experiențelor făcute de către om, n-ar fi putut probabil să facă și să descrie atât de bine adevărurile a posteriori și a priori. Și el este întrebat undeva la sfârșitul acestei explicații, la sfârșitul cărții, de către cineva și menționează acest lucru, în ce măsură mai este ceva, mai există un adevăr dincolo de adevărurile raționale pe care el le-a pus extrem de bine în teoretic în cărțile respective. Și el răspunde, dincolo există Dumnezeu. Însă nu se împacă niciodată cu divinitatea, în adevăratul sens al cuvântului, este un veșnic frământat interior de așa ceva și moare, exact cum zice Țuțea, ca un neampăcat. El folosește o expresie mult mai dură pe care nu vreau să o repet. Dar revin la pomul vieții, dacă acolo face omul cea mai proastă afacere posibilă, dă veșnicia, nemurirea pe mușcatul acela din măr, pe o cunoaștere limitată, mai târziu este un fel de a se păcăli pe el însuși. Metafora aceea cu azvârlirea din rai este primul pas spre păcatele pe care, spre greșelile pe care le face omul de-a lungul vieții. Vedem că următorul pas este acela de a minți și a se minți pe el însuși. Însă și esența acelui articol tinde să puncteze într-un mod absolut ce înseamnă minciuna. Din punct de vedere teologic, minciuna este un mare, dacă nu probabil, cel mai mare păcat și posibil. Și din păcate, pentru unii dintre noi, este o formă de a fi. Ne mințim pe noi înșine și pe cei din noi, jur. Societățile în ziua de astăzi, marea lor majoritate, trăiesc, inclusiv societatea românească, trăiește într-o iluzie. Iluzia asta nu vine din altceva decât din minciună. Adică ești mințit de la nivel guvernamental, statal, mă rog, sau ești duș cu prejul cumva, nu ți se spune adevărul. Și aici nu este cazul ca în perioada lui Platon, nu suntem în stare să acceptăm. Aduceți-vă aminte când în perioada mandatului Băsescu a venit la un mandat, a tăiat 25% din salarii, de-a doua zi era premier, dacă nu mă înșel, Emil Boc, și a zis ce salarii, pușca și culeaua odată, ce salarii aveam odată. Iar Băsescu a venit presar și a spus de astăzi sau de mâine nimeni nu va avea, inclusiv eu, salariul, sau toți vom avea salariul, inclusiv eu, mai mic cu 25%. Dacă ar fi și explicat poporul român, ca de altfel și toate popoarele române sunt înțelegătoare și răbdătoare, însă nu trebuie uitat că răbdarea care uneori împinge la foame, iar foamea te sălbăticește efectiv îngrădirile umane, omul a fost lăsat să fie liber. Repet, acea libertate limitată, limitată de norme, limitată de normele scrise, limitată de semenii noștri, adică libertatea mea se termină acolo unde începe libertatea altuia. O explică extrem de bine sociologi, filozofii, începe de la loc acolo unde spune că suntem egali în fața, nimeni nu trebuie să fie mai presus de lege, dar nu numai de acolo, și în Antichitate sunt foarte multe discuții despre așa ceva. Sigur că în momentul în care ești mințit, dacă ți se spune adevărul, ești în stare să suporți o perioadă de timp toate aceste constrângeri, dar dacă cel care provoacă constrângerile respective nu acceptă inclusiv el constrângerile ca atare, sigur că lucrurile se schimbă. Doi, în momentul în care constrângerile astea sunt fără limită și ca intensitate și ca durată de timp, sigur că revoltele sociale curg una după alta și bolversarea socială este de factură maximă. Uneori... Aș vrea să ne întoarcem un pic la minciună în sensul de înstrăinare, înstrăinarea de noi, înstrăinarea de Dumnezeu. Tocmai asta nu suntem conștienți în momentul în care, aș începe tot de la Biblie, este capitolul Abel și Cain. Acolo este prima minciună
pedepsită de către Dumnezeu. Este foarte interesant, pentru că Dumnezeu cumva pare că pedepsește minciuna și nu crima. Dacă citiți foarte atent acel capitol, o să vedeți că știți povestea că Abel este omoară, Cainul omoară pe Abel, cel care face ofert daruri, aduce darul divinității din pământul lucrat, celălalt din animalele crescute. Mă rog, apare un fel de invidie, vedeți, una dintre carențele umane, apare invidia, lugite pe fratele său, după care, sigur, încearcă să fugă de această răspundere. Și ce face în momentul în care este întrebat de către divinitate unde este fratele tău? Spune, dar ce sunt eu, păzitorul lui? Minte! Ori Cain este pedepsit nu pentru crimă, ci pentru faptul că a mințit. Este, de fapt, hai să zicem, prima minciună din istoria omului, minciună care se rostogolește de-a lungul timpului și care este extrem de periculoasă. Și de ce? Că din sângele pământului strigă ce? Glasul celui care a fost omorât din pământul, din țărâna, din sângele vărsat în țărâna pământului, strigă, se aude glasul celui ucis. Chestiunea asta se poate întâmpla la orice pas în ziua de astăzi. Vedeți, drama poporului ucrainian, dar nu numai drama poporului ucrainian. Uitați-vă aici la drama românilor, care probabil ieri sau alaltă din ziua de Paște nu au avut să pună pe masă nici măcar niște ouă sau eu știu ce chestiuni dintre astea care ar trebui să fie absolut necesare, să le aibă în fiecare zi fără niciun fel de obstacol, să le obțină ușor. Sunt condițiile minime. Dacă n-ai dreptul la hrană și la asistență socială, la a fi protejat cumva. Satisfacerea până la urma nevoilor de bază. De bază, chiar și alea de subzistență înseamnă că ori tu ești foarte vinovat pentru ceea ce se întâmplă în jurul tău și cu tine însuți, ori societatea sau undeva combinat, ori societatea are atât de mari carențe încât lucrurile trebuie corectate. Corectat fie tu ca individ, autocorecție, fie o corecție la nivel social. Ce face Cain în momentul în care ucide? Minte și, de fapt, ce face? Se înstrăinează de el, dar se înstrăinează în același timp și de un reper. Eu văd în divinitate, dacă pentru cei care sunt evoluționiști, reperul acela de care trebuie să-l avem în vedere. Undeva trebuie să existe un model. Tales, care este matematician și a fost un filozof din perioada greacă, din Milet, 500 de ani înainte de Hristos, și în înaintea lui cred că au mai existat și alții, care se pare că inclusiv Tutankhamon, faraonul Egiptului, spune, trebuie să existe un principiu al tuturor lucrurilor. Stuția o spune mult mai plastic. Puneți-l pe Dumnezeu în capul mesei și o să vedeți că lucrurile capătă sens. Deci, fie că este principiu, fie că îi spunem că este Dumnezeu, ceva, undeva trebuie să existe un început, adică un reper, un reper absolut. În momentul în care tu te depărtezi de acel reper, te minți pe tine, îl minți pe altul, minți pe la nivel guvernamental, că nu știu ce faci pentru binele poporului și nu faci. Faci chestiunile astea doar de fațadă. Azi te minți, mâine te minți, poi mâine te minți. Minți pe alții, dar în același timp te minți pe tine însuți. Te îndepărtezi cum? Te îndepărtezi de acest reper, fie că el este divinitate, fie că este un principiu, așa te îndepărtezi și la un moment dat ești conștient, te uiți în lume, în lumea în care trăiești, te vezi că ceva nu este în regulă. Te arată lumea cu degetul, cum spun românii, și ai vrea să te întorci cumva, să te întorci la tine, la ăla pe care l-ai știut înainte. Fiecare avem conștiința de noi, conștiința de sine. Am fost cândva ceva. Ați auzit foarte de multe ori spune, vai ce am fost eu în tinerețe, vai ce am fost eu bătrânii spunând, vai ce, și se raportează de la un reper al său, dar la rândul său reperul ăla și are, repet, un sprijin în ceva mai mare, în principiu sau în divinitate. Cât am fost eu față divinitate? Sigur că ești infim, ești nimic, dar ești undeva plasat lângă ceva foarte mare. Te simți undeva lângă ceea ce este enorm, ceea ce este copleșitor. Dar dacă te întorci înapoi și privești în urmă și nu mai ești niciunde pe drumul ăsta pe care l-ai parcurs, pe drumul minciunii, minciunea nu rezistă timpului. E un proverb românesc, spune, nu te poți duce cu
ulciorul de mai multe ori la apă. De ce? Pentru că se sparge fireau. Și ăla este tot un fel de a minți, te-a mințit pe tine însuși și a-ți minți inclusiv pe cei care crezi că o să le cari cumva zi de zi apă. În ce să te întorci? Să te întorci unde? La cine? La tine și la principiu. Și vezi că în urma ta, pe drumul care te întorci, nu existi. Neexistând, sigur, te-ai diluat și te-ai desfințat pe tine însuți. Minciunea nu face nimic altceva decât să te desfințeze. Haideți să vă dau un exemplu în lumea politică. N-am să dau nume, dar uitați-vă la politicienii care au ieșit din lumea politică, din social, din văzul lumii, cum spune românul, acum, să zicem, 7-8 ani de zile. Mai știe cineva de ei? Îi mai recunoaște cineva pe stradă? Nu vorbesc de a-i saluta, de a-i recunoaște, de a-i zice ăsta a fost X. Nu. De ce? În primul rând că ei s-au desfințat pe ei însuși. Au mințit asta, au mințit mâine, au mințit poimine. S-au retras, bine, au făcut ei și au aranjat viața lor personală, dar viața lor personală nu este nimic decât o mare plictisală câtă vreme ca substanțializare nu există. Adică substanțializarea înseamnă raportarea ta la tot, la ansamblu sau măcar la comunitatea din care faci parte. Poți trăi doar în două, trei familii? Nu, niciodată. Indiferent cât ai fi de bogat, în alea două, trei familii, la un moment dat, tot ca să înțelegeți și mai bine, adaptați-mă sau găsiți în istoria omenirii o familie regală care n-a avut probleme în interior, o implozie interioară, niciuna. Le-a lipsit ceva? Nu. Le-au lipsit ei înșiși. S-au lipsit de ei pe ei, de ei însuși. Adică ce au făcut? Același lucru. Și-au urmărit niște țeluri uneori absurde. Războaie de cotropire. Au mințit pe cei care erau supuși, care așteptau de la ei ce? Îi priveau ca pe divinitate, mai ales că mult cultul de regelui persoană divină, într-o echiparea personajului divin, a existat foarte mult timp. Au mințit astăzi, au mințit mâine, au mințit poimine, mai sunt spomeniți de către istorie, într-o formă extrem de vagă, iar în unele situații, mă refer de exemplu la unul dintre regii Franței, iar din nou nu o să pronunț numele, de care nici măcar se amintește cumva în derâdere. De ce? Au mințit pe alții, s-au mințit pe ei însuși, iar calea lor de întoarcere spre acel principiu, spre divinitate, nu există. Drumul nu a rezistat. E ca și când ai pune niște pavele pe o alee, dar pavelele alea în urma ta se evaporă. Când vrei să te întorci înapoi pe pavelele alea, pe pavelele respective, drumul nu există. Dar nu există. Foarte, foarte interesante toate cele spuse. Aș vrea dacă puteți în ultimele 3 minute pe care le mai avem. Păi sensul să ne trageți o concluzie, da, așa, pentru fiecare. Sensul acelor cuvinte, unde ești când nu ești. Vedeți, câtă vreme nu există nimic în timpul vieții. Într-o casă, într-un copil pe care îl lași în urmă, în a face un bine social, în a te construi pe tine însuși, a lăsa, cum să zic eu, două rânduri scrise cu o anumită importanță, a lăsa o stradă pe care ai pus trei pomii. În momentul în care te-ai păcălit pe tine și ai păcălit și pe alții, nu existi. Adică atunci când nu suntem niciunde. Este o absolutizare, dacă vreți, al acestei idei de a nu fi. Însă nu este doar nu sunt. Nu sunt niciunde. Nici în cer, nici pe pământ. În momentul în care te minți pe tine și pe alții, nu existi. Dar neexistența este una absolută. Aproape că nu poți descrie în cuvinte. Asta înseamnă unde suntem, când nu suntem. Răspunsul, cel puțin ăsta este răspunsul pe care poți să-l... Într-o neființă absolutizată. Așadar să trăim în adevăr, să trăim în împăcare, da, și să nu fie teamă să arătăm ce la fiecare suntem. Pas. Noi trebuie să trăim în primul rând și în primul rând adevăr. Adevărul trebuie să fie pentru noi, dacă noi nu trăim noi înșine în adevăr, nu ne conștientizăm propria substanță, caracterul, calitatea umană, mă rog, toate cele care țin de construcția individului și nu ne plasăm corect în lume,
repet, să ne plasăm corect. Românul spune să ne știm lungul nasului și să ne plasăm corect în jurul, în lumea în care trăim și categoric să conviețuim cumva atât pentru noi cât și pentru ceilalți, nu vom exista niciodată. Vă mulțumesc. Și eu vă mulțumesc. Nu știu dacă am fost foarte convingător, dar asta e ideea pe care am vrut să o transmit. Cred că fiecare dintre noi ar trebui să plece cel puțin cu două idei la care să se gândească. A fost o discuție, cum de altfel sunt toate cele pe care le avem cu dumneavoastră, care ne duc către reflecție. Nu sunt gânduri pe care să le luăm de-a gata, sunt idei care trebuie să ne facă să le simțim, să le gândim și, Doamne ajută, poate să le înțelegem într-un final. Trebuie să ne ducă spre ceea ce făceau croitorii pe vremuri. Înainte de a tăia, trebuie să măsori de 10 ori. Adică să gândești mult înainte de a face ceva și să gândești nu doar pentru tine, ci și pentru semenii tăi, să nu minți. Să nu te minți pe tine și să nu minți pe alții, pentru că de aici, din minciună, sigur, și degradarea socială. Societățile care trăiesc în minciună sunt societăți care sunt supuse chiar dispariției lor. Nu numai chinului, dispariției. Vă mulțumesc încă o dată, le dorim toate și cele vă bune. Și celor de acasă să ne revedem cu bine. Mai buni, poate, și sănătoși, și mai bucuroși. Toate cele bune, la revedere!